Bun, băieți, în episodul ce urmează vreau să vă arăt cum o fată a rezolvat un tichet. Nu vreau să spun că l-a rezolvat prost sau că a fost într-un fel cu noi. Fata a fost super drăguță și totodată nu vreau să fac discriminare între fete și băieți în ceea ce privește 5M-ul, dar vreau să spun că la un moment dat a chemat mai multe grade și gradele acelea aveau o părere după ce și-a zis și a părerea brusc s-au schimbat. Oricum vă las cu videoclipul ce urmează, o să vedeți întreg tichetul, de la de unde a pornit până unde s-a terminat și ce sancțiuni s-au luat. Aștept și părerile voastre în comentarii dacă sunteți de acord cu mine sau dacă sunteți de acord cu adminul care, sau de fapt cu admina, nu glumesc, cu adminul care ne-a sancționat. Hai, vă pup! A adus, dracu, băiatul meu. Ia ce zice? Are și la coaie pe aici. Aoleu, domnule, ce-ați făcut? Mamă, după aia am văzut colegul, nu pot să cred că l-am omorât pe ăsta aceea pe drum, am făcut crimă. Sună repede la tot ce se poate, la ambulanță, la smur, la tot. La mea aici. Să trăiești, nearelu. Ai și eu nevoie de un echipaj aici la mine, am dat peste unul, nici măcar nu l-am văzut, mă duceam, aveam o afacere, îmi venea un iaht în port și... Da, nebun. Da, ce? No, ce? E, da, mă. Ce, da, mă, vină, mă, coace. Hai, că zic eu. Mihăiță, vină și tu un pic aici, că l-am omorât pe unul pe mijlocul străzii, te rog frumos. Hai, te rog eu frumos. Hai, te rog. Da, ne. Bine, ne. Da. Bă, tu ai pere. Bună seara. Bună seara. Stai, că a venit un echipaj de poliție, stai un pic. Ai venit cu smurdu-n coace la... Stai că au venit doi... Dar ce s-a întâmplat cu domnul ăla? Doi domne aici la mine. Aici, da, pe aici, nu știu ce a făcut. Să trăiți. Deci, ca să vă explic cum era treaba... Domne, l-am văzut ca un furice, dar de fapt nu l-am văzut, mi-a sărit în față și l-am călcat. Ce facem în această circunstanță cu acest domn aici? Nu era petrecere, domne, era cu bicicleta. Mi-a apariat mașina, nici nu l-am văzut, nici nu mergea pe partea lui. L-am chemat pe Ionuț. Ionuț. Deși după aia, după ce normal am venit să m-am întors, a venit un om de pe mijlocul străzii, mi-a dat direct un pumn așa. Și aveți cumva să ne dovediți? Că mi-a dat pumnul? Știți cumva cum arată? Cum era îmbrăcat? Dacă mi-a terminat, te bat până sună apă în cap. Deci vă spun sincer că era mai urât decât dumneavoastră, asta e clar. Ăla care a dat pumnul. Cu jignirile astea nu va fi bine, vă zic sigur. Păi ce jigniri să trăiți? Eu am ajuns, am chemat poliția ca să... Nu ți tu tăși mă din gură, lasă-mă să vorbesc cu... Ai pula mică. Ce faci, mă, ăla? Ia uite-l. Îi dau la mă, mai vine iarăși. Îi dau cu taser. E bine? Băi, domnul... Sunteți bine, domnul? Da, mă, dar rău piciorul. Stați întins. Până vine smurgă. Stați un pic pe jos. A schimbat medicul, nu? Am chemat medicul să trăiți, dar ce mă amenințați? Dar nu v-am amenințat. Marginea drumului și mai pe sus cu R7-le. Mamă. Care R6-le? Uite-l pe la urmă. Pe lângă pod aici. Unde? Unde-n domnului? Ăla. Mamă, poliția română, uite-i. Uite-mi-o poliția română. Ăla cum o zic. Mamă. Mor lângă ei, vezi? Mamă. Bă, tu nu vezi că moare ăsta lângă tine? Păi, bulangiule, ce ești? Bă, ia-l mă pe căcatul ăsta, bă, ia-l pe ăsta. Ia-l mă pe ăsta, mă, că m-a bătut. Putu-i gura, mă, si. Bălărie. Asta e, mă, să-i fut un telefon pe ăsta cap. Treci, mă, în coace. Bă, mamă. Tot gura, mă, adică. Au, 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 au. Ai, dai în el, mă, tu dai în el, mă. Mor, mă, nu pot să revin. Ia uite-l, mă, și pe ăsta. Stai jos.
Mor și tu, du-te, dracu. Stai că mă înțeapă spatele. Nu pot să cred ce mă înțeapă spatele. Vai de capul meu. Dumneavoastră sunteți cu ei, nu? Ce? Nu, doar am venit să mă uit. Nu, da! Da, ești cu ei, eu știu că ești cu ei. Bă, frate, îmi dai prieteni pe jos. Bravo, bravo. Da, eu știu că tu ești cu ei. Mai venit aici să ne sabotezi pe noi. Da, fiți cu ei sunt. Păi și atunci de ce? Toți de aici jos, niște boschetari împuțiți. Toți care sunt pe jos, nu? Mai ales poliția. Atunci. Poliția? Poliția. Mă. Dane, bună. Aolo. Auzi, dar nu faci și tu o magie. Ce magie să fac eu, mă? Te fac sugar mami, mă? Ia, uite. Tichet în roleplay. Ce roleplay? Tichet în roleplay, bravo cu metri. Ești bun rău. Poliția trage în ei și încep să dea cu pumnul, ți se pare ok? Gata, hai, pleci de aici. Mare red damage a făcut aici. Pleci de aici. Dar nu înțeles. Bine, pe ce suport venim? Să mă, că mi-a berește fuzii mai încolo și trece. Ioana! Am treabă, Valentina. Valentina? Mai vreau și eu să zic ceva, că... Cine a zis mă, Valentina? Bă, eu vă zic de pe acum, Vali Gumo, cel mai șmecher pe YouTube. A, pișeamaș pe tine, că te crezi rampă, pișeamaș pe morții tăi. Ce rampă băga mea și pula. Bravo, cuminte! Polițistul era... Uite, mai și pe norocul tău de prost ești. Păi e despre tichet. Era polițistul cu arma pe 1-4-5-9-3. Băi, uite, coaie, că ți-ai poate. 1-4-5-9-3 a dat cu unii polițistul. Da, păi am luat în mare, te-l arăs. Polițistul, că am venit să-i ajut. Tăi rez. Mersi, bă. 5-7-6-6. Să așa că e fuzi, băi, mă. Ioana, cum să nu știi orfanul ăsta care o suge la toți? Valentina. Ce vrei, mă? Ioana, dă-i și lui Daki, dacă poți, te rog, că din greșeală l-am omorât. Dar omorât deșteptul ăsta. Nu, se mor roleplay, Daki, e mor roleplay. Ăsta, stai să mor. 1, 3, 2, 4, nu. A, nu e mor roleplay. Dă-te, mă, jos. Auzi, Valentina. Da, nu mă supăr. De ce? Hai, fă gluma cu de ce mă plictisești, că dau sniper-ul în ochi. Auzi, dar pe ce suport? Voi intrați pe căscuța așteptare și vă trag eu, că voi nu puteți să intrați. Aolo, scuze. Mamă, ce la tate ești. De ce dai în prietenul meu? Zi și mie. Am zis scuze. Că cam aș pe ei. Hai bă, pe suport, să vedem dacă belim pula sau nu. L-ai auzit? Bălărie? Hai pe suport, camera așteptare. Ioana. Tu ești campioana. Ioana. Tu ești. Taci că zău mult. Mai e cineva de intrat? Mai stau pe divan. Nu știu care erau acolo, că eu am ajuns la sfârșit. Nu mai vorbi pe joc. Mai e cineva de intrat? Aia dăm poliție, cred că. Cine nu vorbește pe joc sau cine vorbește pe noi? Sorry dacă eu vorbesc pe joc. Toată lumea vorbește pe joc. M-a luat pe spate. Ioana? Ok, da, iartă-mă. Uite-te Ioana la filmare, Ioana. Da, tu rei vă așteaptă. Da, Ioana, gata. Mamă, ce șocheră mă de grafică. Bă, din prima o luăm că a fost tichet în roleplay, corect? Nu. Nu, de ce? Nu. De ce dacă nu? Dacă ați dat fail, n-a fost... Pe noi, Ivora, dar la un fail nu a răspuns cu tot cu fail. Mamă, modul ăsta de grafică l-am și eu. Rishay dos. În momentul în care v-ați făcut fail, se face tichet. Păi da, dar se face tichet după ce se termină rol pe Eugen. Vine, mor de un alt. Se terminase. Nu se terminase. Bun, fii atent. Să știi respawn. Uite Ioana, uite ce fac Ioana. Ia uite Ioana. Uite, da mă, frate, și asta e vreo dovadă concretă că încep. Vreau să dai zoom. Vreau să dai zoom. Dă-i înapoi și dai zoom pe ei. Să dau zoom pe ei? Mamă, Ioana, ce încerc să-ți dau zoom, Ioana. Deci, eu am văzut, fii atent, eu am văzut că e început să... Nu știu că pot să-ți dau zoom, Ioana. M-am ridicat de jos, eram accidentat un pic și m-am să dau zoom. Un turnul. Și acum? Nu știu exact. Nu știu, Ioana, dar se băteau, mă, țic eu. Trage-l și pe machicea. Trage-l și pe machicea. Ok, stai două secunde. Fuzzy Boy era cu noi? Cu voi? Cu noi? Fuzzy Boy, da, era. El era polițistul. Sora Fuzzy. Și pe Fuzzy. Machicea.
Polițistul, ai filmarea? Bă, dar taci cu machetea, nu, nu am. Bun, fii atentă, din perspectiva mea. Gen, voi de ce ăștia rău dată mine, de ce ați dat? Uite, Ioana, uite, uite, Ioana, uite. Uite, Ioana, uite. L-ai văzut pe asta? Eu dădeam cu taser-ul ca să stea jos. Da, și după aia ăla a venit și l-a bătut. Păi da, nu, frate, uite-te la el. Și tu de ce ai scos? Tu de ce ai scos cuțitul? Păi se ajut polițiștii, frate, nu-i lasă vă. Dar nu-i vorba, dar tu nu scos cu cuțitul de față cu poliția și bagi în oameni, ăsta e RDM. Uite, de ce ai scos tu cuțitul? Păi da, frate, nu te mor cu poliția, frate. Da, n-ai, dar și care-i treaba ta? Ai făcut un fail. Și care-i treaba ta? De ce vii tu să o omori? De nu înțeleg, care-i treaba? Dacă e fail, mă sancționează adminul, sancționează de fapt cu răsiu. În primul rând, cuțitul, e plus că e trecut de ora 7, ai voie să scoți cuțitul. Bun. Așa, eu înțeleg că ai voie să scoți cuțitul, dar de ce omoare random oameni pe stradă? Păi, da. Ți se pare random? Da, 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 da. Dacă el vrea să ajute polițistul, de nu ce e așa, dar ești așa, dacă am un cuțit la mine în viața reală și văd că niște polițiști să bag unii, ce fac, o să-l înjunghi pe ăla de față cu poliția? Nu își rezolvă poliția treaba, ia la secție, că poliția nu omoară. Polițistul, dacă era leșinat? Unde era leșinat? Nu mai sunt prești criminal. Polițistul era leșinat. De ce, bă, tu faci acum suferințe? Nu fac suferințe, tu faci suferințe. Adică ăsta, ăsta să cunoaște cu Ioan. Care e? Ăla care și-a luat gloanțe, săracul, ia uite-l, și-a luat la gloanță, zâmba pula și el fuge. N-are stres. Și după aia vine și mai dă și-n ăsta, uite. Nu știu care e ăla. Nu vorbea mort, nu vorbea mort, efectiv. A făcut și infinit punch ăsta, ia de înapoi. Cine eu? Nu, ăla roșu, uite, uite. Uite, uite ăla, uite, fii atent, ce gloanțe și-a. Da, era ăla cu pantaloni roșii. Era ăla cu pantaloni roșii, power. Da, mai înainte îl vedeam pe unul cu ăsta. Bine că face poliția RDM-ul ăla. Uite. Care polițist? Uite, și ăsta vine și de mine. Băi, a murit, bă. What? Da, vă dau acum. Așa, și bun. Înainte de toate treburile astea, eu în primul și în primul rând aia cu cuțitul la tine, să știi că asta e, că ai vrut să ajuți poliția, asta e total nevalidă. Bă, eu ți-am explicat. Bă, frate, eu ți-am explicat, ascultă-mă și pe mine. Tu în viața reală nu scoți cuțitul dacă ai și vezi că niște polițiști să bat cu unii. Sau că au omorât unul un polițist. Nu te duci. Făceam tichetă. Da, exact. Nu făceai tichetă. Și spune, bă, am făcut tichetă roleplay. Pula mea, tot fiind, nu? Tu te-ai băgat în roleplay, probabil filmezi pentru YouTube ceva în genul ăsta și te-ai băgat în roleplay să faci vreo fază ceva. Eu vreau să știu de ce ați început să dați în noi. În cine? Ați nu, ăștia au început să dea în polițiști. Pentru ce? Cine a început să dea în polițiști? Toți, mutați-vă toți pe trotuar, toată lumea pe trotuar. Toată lumea pe trotuar, Alex, treci pe trotuar. Ce frumos, da, mă, păi. Etichet. Lasă mașina. V-ați făcut apel și v-ați început să dați, dar nu știu de ce. Am uitat cine de ce. Bă, stai mă, că am început. Bă, ți-am zis eu ție, de fapt, nu mai știu care trebuie. Să-mi va pe cele, am crezut că pleca. A zis, nu, mi-ai zis mie, cred, și că arată mai bine decât. Nu știu cum ai zis. Bă, vreau un polițist filmare. Într-un fel de păi, dar Kevin, este Kevin unde? Unde trebuie? Kevin aici. Ce este? Ia întreabă-l. Stai așa. Kevin, vino și tu pe suport. Ai o filmare? Nu ai? Nu are. Bă, o dovadă concretă, gen. Nu că ne-am luat noi la punct. Asta e de aici. Efectiv, nu m-a greșeala ta de aici ce ai arătat. Că l-ai înjugheat pe ăla. Nu știu de la ce. Nu știu de la ce. Greșit cu nimic. Alex, ia-te mai încolo un pic, că tu ai vorbit mort. Eu? Da, tu. Aveam voce activă. Am voce activă. Nu, e la relevanț. Am avut voice on. Ok, atunci sunet să audă măcar, că n-ai vorbit nimic. Dacă poți să dai cu sunet. Yeah. Nu m-au zis că vorbi cu... Nu am vorbit cu vorbi, am auzit să auzi la mine, uite. Dă-te pe puștutor, că atunci. Păi nu, că am avut muzică, de aia. Yeah, auzi. Prima muzică când a început, când a văzut că faceți fără, nu știu care fără. Băieți, din punctul meu de vedere... Și eu ce-am făcut etichet? După ce a venit Ioana, mă, ce puteți să vorbiți? Bun, treaba e în felul următor. Mie faza cu cuțitul, eu ascult părerea ta, Ioana, dacă nu mai chem un admin, pentru că mie chiar asta nu mi se pare. Mă, ce?
Deci, eu... A, nu, fii atent de la ce a început să dai tu în mine sau cine a dat. Eu îi dădeam taze lui unul pentru că tot fugea și ăla cu pantalonul roșu a început să dea în mine. Știu că a venit unul de pe stradă, nu ăla cu pantalon roșu, a venit un prost de pe stradă și a început să dea noi toți, da. Gen. Și după tu aia care, erai? Care erai? Tu erai ăla la costum? Care erai? Da. A, ok, deci ție îți dădeam taze. Da, ție îți dădeam și a început ăla să dea în mine. Bă, mă rog, în fine, asta nu e nicio dovadă, niciunul m-aș fi simțit de la ce a început, că eu de obicei recunosc. Vali, ascultă-mă puțin. Te ascult. Eu pun pariu că dacă eu nu dădeam cu cuțitul în ăla, până la urmă tot ne luam și tot mă omorați. Am fost acolo. Mă, frate, hai să explic în viața așa, reală. Și mă omorai fără drept, da? Dacă nu. Dă-te unde știi, da, frate, ascultă-mă puțin, dacă vedeți că nu mai avem dovadă, nici poliție, de ce mai tot țin etichetul ăsta? Chiar facem de 20 de minute. Nu, uite, bă, e treaba lui, greșeala lui Alex ăsta, asta e RDM ce a făcut el. Eu am făcut RDM sau voi? Da. Nu, tu, unde am făcut noi? Ai o dovadă ca de la ce a început că n-am făcut. Stai, da. Eu cu ce am greșit? Totuși e trecut de ore așa și bă, ale... Nu, și în primul rând ați greșit, frate, poliția era cu arma în mână, frate, și voi dați cu pumni în ei. Cine cu ai? Unde era poliția cu arma în mână? Bă, tu nu vezi, frate, că trăgeau... Așa, și ce treabă am eu cu ăla? Cine e ăla de acolo? Ce treabă? Păi, tu ești aici, frate, tu dai cu pumni, frate, ești polițiști. Ăla nu-i polițist ăla în care dau eu. Ăla e altul care a venit și ne-a bătut pe toți. Era cu arma bă, frate, el. Băiatul ăla, care prietenul meu? Ăla, bă, roșu, bă, ăla măcar e aici, la tichet? Nu cred. E, a rămas aici, e aici, nu a plecat nici ieri, dar nu e... Probabil, nu știu, nu cred. Nu e vorba de aia, frate, tu, odată ce vezi că poliția scoate arma și începe să tragă, tu nu mai dai cu pumnii, frate. Păi, dar eu nici n-am mai văzut, ia, fiat, încă s-am impresia că a murit după aia. Un pic, ai treabă cu noi? Nu, ai murit tu. Azi, Paul, ai treabă cu noi? E din serie, nu are treabă. Deci, singurul care n-a murit dintre toți. Ce? Pentru că îmi lasă taser și eram pe jos. Ascultă-mă puțin. Astru Gabriel ăsta a fost la tichet măcar. Ha, barnam. Și bun, în al doilea rând. Odată ce poliția e cu taserul pe capăt, tu nu începi să stai cu pumnii în el. Vreau să zic ceva. Gen, bă, tu în realitate, dacă ar fi un polițist acolo, tu dai în cineva fix în fața polițistului? Păi dacă m-a luat la bătaie. Păi tu puteai să te duci la domn polițist, să-i spui domn polițist, domn polițist. Tu n-ai văzut că l-a început să, tu n-ai văzut că l-a început să dacă urmă. Până mă duceam la polițist, mă omora ăla, dracu, pă. Aia zic. Bă, dacă e polițist lângă tine și tu, gata, te bați cu el, e bun, cas, bravo, băieți. Bă, asta n-are treabă, aici cu bătaia noastră tu n-ai nicio dovadă concretă 100%, tu ai doar o dovadă concretă că m-ai făcut RDM. Nu, am o dovadă concretă cum voi ați făcut greșeala pe care ați făcut. Ia arată dovada concretă cu greșeala. Uite, frate, dovada în fața ta, ce vrei să mai arăt dovadă? Ia, hai, dă play, deci. Vezi că nu se mai vede. Așa, hai, dă play. Uite-te. Uite. Așa. Uite, poliția, dă și eu, uite. Da, tu nu ai văzut că polițistul era pe jos? Uite. Uite, eu dau în tine. Și vine să dea în noi. Vezi, să blochează partajarea, frate. Da, vine ăla cu pantalonul roșu și se dea în... Și a venit tu și a dat în mine. Ah. Păi dacă... Dacă ai început să-l înjunghi pe ăla, să scos cuțitul, păi tu mi-ai fost om. Poliția același lucru, frate. Asta a făcut și el. Poliția și erau morți. Bă, Vali, asta a făcut și Alex, nu poți zici că a făcut ori de mea, a încercat să-mi apere polițistul. Fix, la fel ai făcut și tu. Bine, du-te tu, unde să omoră. Băi, du-te tu, Ți-a omorât prietenul, stai puțin. Vreau să zic, ți-a omorât prietenul și te duci să-l salvezi, să dai în ăla care omoră. Da, și nu neapărat pentru că avem un cuțit în noi, mă gândeam, bă, mă omoră asta. Ok, acum e rândul meu. Mulțumesc frumos. Băieții care au avut probleme cu poliția atunci mai știu semnale, au făcut nou fir. Eu cum am ieșit. Te rog frumos, dacă vorbești în joc, dă-te pe mod aici. Așa. Deci, persoanele care au fost cu poliția înainte de Alex au făcut nou fir. Alex, în momentul în care a venit, singura posibilitate... Alex, care e prietenul tău, așa? Continuă. Nu are treabă așa, că e prietenul tău. RDM de făcut n-a făcut. Singura posibilitate de sancțiune la el este tot de nou fir pentru că a scos armă în fața polițistului. Dar atât timp cât polițistul era mort, nu am ce să zic, așa că o să chem un la admin pentru părere, ok? Deci, Ioana, dar eu zice altceva.
Eu zic că e noapte. Și e stupit să-ți încă. Bă, nu. Lasă-mă să vedem ce vrea băiatul să fie. Da, da, eu nu vreau, mă, frate, dar tu ai făcut tichet după aia. Eu am făcut tichetul, frate, dar vă că tot ceva pe tine cu tichet și tot tu ai greșit, că asta e greșeala ta, asta e clar de pentru. Bă, eu ți-am zis, frate. Du-te așa, așa. Doamne, eu cheamă, te rog, e frumos. Du-te, mă, frate, bă, du-te, mă, frate, tu în viața reală, unde se omoară doi polițiști, da? Unde se omoară cu niște oameni pe stradă și du-te tu și bagă cuțitul într-un om. Bă, faci tu asta în viața reală. Zi, mă, ai tu quest. Da, mă, mă, tași, mă, din gura, mă, frate, mă, lași pe mine. Ești cu lege, frate, ții cu legea, nu ții cu... Da, mă, vă dați toți hal. Frate, hai, lasă-mă, frate. Că tu în viața reală mergi și te bați cu poliția, când poliția cu armă pe capul tău, nu tu. Unde era armă cu poliția? Unde era coaie? Tu ai văzut că a dat taser, a rămas pe jos? Frate, porți frică de poliție, nu? Și unde m-am bătut eu cu poliția? Tu nu vezi că tu aberești și te ceri singur în momentul de față? Ba da. Nu, dar eu nu mă cer cu tu te ceri cu noi, eu nu mă cer cu tine din câte vezi. Tu efectiv te contrazici singur. Dacă vine la mine și ne contrazicem cu el. Tu ești prieten cu fata asta din prima, eu mi-am dat seama. Da, uite acum vine altcineva și o să vezi că nu sunt prieten cu fata asta. Foarte bine. Nu ați zis de moment. De moment ce știi că ai. Dar ce s-a întâmplat la acest tichet frumos? Și dacă am greșit, am eu sancțiunea care trebuie, tu o să ții sancțiunea care trebuie. Ok, eu o să vreau. Să vreau să văd de unde am făcut nouă fir, așa. Ascultăm doar băiatul ăsta, Bonsi, este admin? Da, mulțumesc, Bonsi, că ai venit. Ok, deci lăsați-l pe băiatul ăsta să vadă filmarea, fără niciun comentariu. După aia spunem cu toții pe rând cum mi se pare cum mi se pare normal. Nu-mi spuneți, okay. Dacă doar am explicat ceva. Liniște. Ok, hai. E și tref la aici, băieții. Uite, vezi cum vine. Așa. Și ce treaba am cu ăla? Păi, e prieten cu tine? Asta a fost bun, și dă-ți cu părere. Așa, da. Așa, ascultăm părerea ta, domnule Bonsi. În primul rând, înțeleg de ce vă băteați acolo. Păi asta nu e o dovadă concretă, logic, n-are dovadă concretă de ce ne băteam noi acolo. Așa. În al doilea rând, ție trebuia mască pentru cuțitul ăla. Cum e? Da. Trebuia mască, să știi. Nu știu. Pentru că, până la urmă, aici e zonă publică și acolo e... Și ia fii atent, Bonsi, ascultă-mă un pic. Ăsta îmi zice mie că în viața reală, tu dacă vezi doi polițiști că se omoară cu unii, te duci să bași cuțitul în aia care se omoară cu polițiștii. Ce mă zici că mă să bași cuțitul, îmi scății colegi, ajuns poliția. Da, și tu ai venit și ai băgat cuțitul. Și eu ți-am explicat, faci același lucru, te duci și bași cuțitul. Bă, lasă-l pe Bonsi să vorbească, că deja mă enervezi. Am bătaj-mă din gură. Spune. Bonsi, mie mi s-au părut așa, că băieții cu poliția care se băteau au făcut nou fir, pentru că poliția știa avea armele pe ei. Exact, asta în primul rând, că se trebuie acolo. Dar chestia pentru care putem să-l sancționăm pe Alex, tot nou fir, pentru că n-avea mască... Bă, nu, e iurea, e eronată, e apărarea iurea, să știi. Eu te înțeleg că aveți un grad de tovărășie. Asta e sancțiunea, frate, asta e sancțiunea. Bă, frate... Bă, cu aia ai explicat asta că n-avei mască și nu știu ce și în plus de asta ți-am zis că tu nu vii să bași cuțitul într-un om, indiferent de situație. Bă, da, lași-mă să vorbească, lasă să vorbească. Da, frate, dar e eronat, îți ia apărarea degeaba. Taci, frate, și lasă să vorbească. După, du-te în pula mea de prost. Sunt de părere ca eu, cu Ioana, în primul rând, Alex va făcut no fear, dar asta nu e no fear. Cum ar fi, de exemplu, când ține armă cineva pe tine sau cum s-a tras. Am încercat să ajut poliția. Că s-a produs un fail în primul rând. Și odată ce am văzut fail, aia a fost. I-am omorât ca să-i calmez, să chem un admin. De aia am omorât. Ok, acum o să-i dau server unmute. Tu auzi, ascultă-mi și pe mine, tu omori ca să faci tichet? Acum ai zis că... Ai omorât ca să ții cu legea, acum zici că o omori ca să faci tichet. Sunt mai multe motive, bossule. Coaie, bă, e în pula. Băiatul ăsta a venit și ți-a zis că n-aveai mască și așa și acum s-a sucit și el. După Ioana, aia, mă, frate, Ioana. Bă, dați-mi bani pe bune. Deci eu am mai făcut un clip exact despre o problemă la fel de mare în care... Ioana. Da. Lăsați-mă să zic, vezi că sunt ăștia la tichet și... N-au nicio treabă. Mă zic, da, mă, lasă-mă. Oricum noi suntem pe Discord, lasă-i pe ăștia în pace. E tichet. E tichet, nu e problema mea. Băi, dai. Mie și lui Astro Gabriel dați-ne bani, deși eu n-aveam nicio treabă, eu n-am făcut niciun non-fir, cum zice, că am făcut eu non-fir.
Dar nu-ți dă bani. Dar cum e, dar pula, eu am mai făcut, deci ieri... Bă, frate, tu în realitate când se trage te duci acolo? Sincer, acum. Coi, nu m-am dus acolo, eu deja eram acolo și polițistul care trăgea era deja mort. Eu sunt acolo la tine, ce vrei de la mine? Bă, și știi cum a fost? Poftim? Eu eram pe stradă, da? De ce-s puțin, băieți, vă rog frumos? Ok, e problema mea? Da. Eu sunt alta pe Discord, vorbesc cu lumea. Nu-ți convine ceva, reclamați player la poliție, nu-l omori. Ok, lasă-l în pace, hai să ne terminăm, gata. Poftere, ai treabă cu tichetul, gata. Pleacă odată. Gata. Hai, pleacă de aici. Vă rog frumos, încetați. Dacă nu încetezi, îți dau mut. Încetați, vă rog frumos. Avem tichet, rezolvăm tichet. Să pleci? Dacă nu-ți convine ceva, te rog frumos. Valentina, poți să pleci și tu? O reclamație după. Ok. Și de nu? Eu plecați, mă, dracu, odată, ce nu înțelegi. Hai, și voi, să dăm motul. Hai, plecați, mă, chingul. Ia-o-te, mă, cu aia. Scoate pistolul. Scoate pistolul și pe tine, n-am apucat. E taser. Hai, pleacă de aici. Plecați, mă, e etichetul, n-am auzit ce faci. Dacă îți vezi că scoate pistolul și-mi pușcă pe aici. Și eu sunt cu aici ratat, te întreb și așa, te doare capul? Zic că arată cu cuțit acum. 1, 4, 5, nu mă interesează, ții gil, să știi. Okay. Tu ții gil să știi tu. Eu? Da, tu. N-am știut că ești tu, scuze. Nu mă interesează, dar ești la tichet. Nu trebuie să omori dacă ești la tichet. Nu contează cine fii. King Von. King. Bă, frate, dar vezi, King Von a fost împușcat. E King. Ah, păi, de ce nu trebuie să fie împușcat? Nu sunt asta. Coaie, noi avem un tichet pe Discord și noi stăm să ne contracem cu un copilaș pe joc. Vă rog frumos, gata. Eu nu înțeleg, noi suntem pe Discord, lasă-l să stea, dă-l treacu, doamne, iartă-mă mie, dar lasă-l să stea acolo. Păi dacă vine și eu moară pe ăștia de sunt cu mine. Să fie sănătos, dai revive după aia. Hai să revenim la tichet. Așa. Nu, oricum nu mai rezist mult, că deja simt cum, efectiv, mă apucă dracii pe bune. Nu, lasă mai întâmplă. Nu știu, Valentina, am văzut că ai cam multe banuri pe alte server, de aici. N-am niciun ban pe niciun server. Da. Pe simplu fapt că am făcut un clip în care involuntar am denigrat imaginea și involuntar a prins despre tot la fel ce s-a întâmplat tot pe serverul ăsta. N-am nimic cu serverul, cu Treflă și cu niște oameni super de nota 1 miliard. Da. Tot același caz s-a întâmplat. Exact la fel. Ok, continuu. Așa. Bun, și tu, uite? Dă play la... Da, mă. S-a întâmplat că aveam muzica și n-am rest. Uite, frate, mă prima cu mașina de miști, da? Nu schimba melodie, le pun ala. Deci cred că era multa pe Discord. O să te reci tu ce s-a dat. Acum, că nu eram eu cu Alex pe Discord sau? Și eram singur, nu eram cu nimeni pe Discord. Și eram pe Discord și ascultam muzică, vă arăt că mi-am pus melodie. Ia, ia, dă, ia dă volum la filmarea asta un pic. Eu? Da, dă-i volum, da. Dă-i... Uite, frate, deja de aici se vede că poliția era cu armele. Așa. Pe ei, pe amândoi și începe să stau. Unde era coaie cu armele? Poate. Unde era? Da, mă, vorbește mai frumos. Dar ce am zis coaie? Poate o fi amândat cea, mă rog, greșeala mea. Se vede, da? Uite-l, frate, polițistul. Ce are polițistul, mă? Vrei să zici că stă cu deștele așa cu tine, la tine în față? Da, are taserul. Mi-a dat taser acolo și a stat pe jos? Ce înseamnă un taser în viața reală, frate? Dacă îți dau un taser, tu până nici jumătate de ori. Tu cum bași tu cuțitul? Nu, taserul este efectiv un șoc, îți spun eu, este efectiv o chestie. Da, este o ață. Acum o să încerci tu, mâine te duci și încerci. Nu, lasă-l pe el să se ducă mâine să bage cuțitul într-unul care să bate cu niște polițiști, lasă-l că el are cuțitul. Dar du-te, bă, că tu ai coaie mare în tine, bă, de ești bombardier. Eu sunt un lider. Uite, eu sunt un lider la mafie. Vrei să vii și tu? Te filmești pe tine, dar bag cuțitul în tine, fes. Vrei? În etichetul ăsta o oră. Ușor, băi, Albert, nu bână. Hai. Azi nu-i grăbim. Băgă capa. Băi, Ioana, da, stai că nu mai puteți spune. Am zis sancțiune din primele 5. Voi plângeți pe 20 de checkpoint-uri care ia 5 minute. Dată persoanele care ajung pe suport știu regulamentul mai bine decât mine. Vă rog frumos,
Intrați voi în staff și scoateți-mă pe mine. Bine, nu e nicio problemă. Noi nu fir și atât de 20 de checkpoint. Băi, este exact, este, îmi rezerv dreptul meu de a face reclamație la tichetul ăsta. Pentru că ăla cum a venit Bonsi a avut o părere despre ăla după aia brusc, după ce a zis și Ioana părerea ei și a schimbat și ăla părerea lui. Dar vorbeam și eu cu aia, dar vă atacați amândoi, acum să vede clar, vă atacați amândoi, dar vorbeam și eu, după aia puteți vorbi și voi. Și în afară faptului că ți-ai schimbat părerea instant după aia, ăsta a venit cu o dovadă în care nici măcar... Nu convine nimic. În care nu se vede nimic. Stai puțin că deja fac curăț. Frate, eu admin aici la tichet, adminul știe ce trebuie să sancționeze și tot timpul curăț, frate, deja mă enervezi. Bun, si, dacă observi, are moderatori, Ioana are helper în teste, de ce crezi că... Bine, nu ar trebui să fie de acord. Ce trebuie crezi că așa avea el? Bă, mă rog, în fine, nu-i treaba mea, eu am zis, eu îmi rezerv dreptul de player de a face reclamație, pentru că, în primul rând, dacă ne luăm după roleplay, că așa scrie în descrierea serverului, tu, indiferent de ce se întâmplă în viața asta, că polițiștii sunt o grămadă, trupe speciale și așa mai departe, ei se descurcă între ei. Nu ai voie să ajuți poliția, n-ai voie să te bagi în ceea ce are poliția, da? Păi și de-aia o să-și ia no-fear. Nu-i vorba că o să-și ia no-fear, ăla-i EDM. Nu-i no-fear. Ăla a scos cuțitul și a venit și l-a înjunghiat pe ăla. Ăla putea să bată cu poliția. Și voi v-ați putut cu pumnii și poliția trăgea în voi. Cu harma, bă, frate. Și tu ce ai cu ei? Te făceau, frate. Și ce trebuie? Stai și tu puțin. Tu ai citit, am și o întrebare, ai citit regulamentul pe ultimele două săptămâni din, de la serverul ăsta? Păi nu mă întrebi? Da, pe tine te întreb. Da, l-am citit. Și ai văzut regula în care spune că între orele 7 și 7 ai voie să scoți armă în loc public atât timp cât porți mască? Și are mască? Și nu se mai consideră. Așa. Nu, de-aia așa nu fir. Pentru că nu are mască. Așa, și până acum de ce ai zis că, nu cred că de fapt este nou fir, de fapt cred că nu-i dau nimic, că cred că n-am de fapt nu e. Știi că tichetul ăsta este filmat, nu? Și se vede pe filmare că ai spus că nu-i dai nimic și că ți-ai schimbat părerea de vreo trei ori. Nu mi-am schimbat părerea niciodată. Am zis că nu e RDM și singura chestie pe care aș putea să-i dau e nou fir. Și am zis că cer a doua părere. Te rog frumos, uite-te a doua oară la tichet. Bun, ok, nu nicio problemă, eu nu stau să comentez mai mult, dar tot aștept să-mi dai mie, ce zici că-mi dai mie nou fir față de polițiști, deși nu e nicio dovadă concretă că l-a trăgea doar după ăla și mie mi-a dat taser, mie cum mi-a dat taser, eu am stat pe jos, știi? Dar nu e foarte, frate. Vere, vere. Am zis că dau persoanei care e acolo. Ioana, lasă-mă să zic, vere, eu nu înțeleg, bă. E un jail de 20 de checkpoint, de ce tot plângi atâta? Da, eu nu plâng atâta, dar ăsta m-a enervat pe bune cu superioritatea lui. Bine, și el îți iei și tu, asta e. Asta nu e superioritate, tu trebuie să te gândești. Odată un polițist, ascultă-mă frate, odată ce un polițist trage și un foc, frate, un avertisment, tu te oprești, frate, nu te bați în continuare. Și se pare că m-am bătut? A tras în el, frate, tu continui să te pascu, frate, tu te pascu aici, frate. Eu eram pe jos cu taserul, uite-te. Eram jos pe jos cu taserul. Cu pantaloni și Alex. Păi, dar eu n-am zis niciodată că-i dau ăstuia jail, am zis că dau persoanei care... Nu, ai zis aia care s-au bătut cu polițiștii, au pentru nu fi. Băi, gata, nu ți-i gândeau și ăla în pantalon roșii. Nu, lasă-mă să mai văd filmarea să văd care s-a bătut cu polițistul. Uită-te bine la filmare, uite. Fii atent. Stai, așteaptă, pune pauză, tu, da? se vede în pătrățele. Da. Uite, a început să tragă în ăla. Uite-te. Așa și tu te bătei cu ăsta, frate. Băi, ascultă, acum a tras primul foc. Dă-i play, de ce nu înțelegi de ce tot pui pauză? Frate, ai... Okay, uite ăla cu pantalonii roșii. Și după aia ăla m-a pus pe jos pe mine. Eu în secunda 2 am fost pe jos, uite, cu taserul. Uite, vezi, eu țineam jos și ăsta vine. Nu mai treabă, eu n-am zis nicio secundă că îți dau ție gel, am zis că e gata, persoană. Gata, ai spus fix. Și v-a venit și odată mie. Pentru că ia tichet încheiat, îi dai lui ăla în roșii. Ia uite cu aia, zice ăsta care nu-i admin. Eu îți mai zic pentru ultima dată, ai spus că toți cei care s-au bătut cu polițiștii își iau jail pentru non-fear. Acu că-mi dai, că nu-mi dai, e părat. Bă, frate, pe bune, deci o să vezi reclamația atunci și filmarea. Pe bune, ia iurea. Așa reclamație, frate, fă reclamație. Păi dacă tu atâta știi, bă, când numești un joc... Fata n-are nicio vină, nu-ți interesezi tu cu fata. Bă, Alex nu a făcut non-fear, că amândoi eram leșinați. Kevin era leșinat acolo. Asta a venit, Fuzzy Boy ăsta a venit și s-a bătut cu noi și după aia, de acolo a început bătaia. Eu m-am bătut cu voi. Nu ești la teaser. Tu ești polițist, nu? Mi-a zis, da, el mi-a zis, Kevin mi-a zis să te oprești pe tine. Unul dintre ei m-a venit unul pe lângă.
Ăla roșu. Da, nu ăla roșu. Ba da. Nu ăla, a venit altul. Ok, băieți. Ok, ok, băieți. Eu zic să trăm cât mai repede. Ținem 45 de lei. Bă, dar dă-te de aici, pleacă. Eu începe cu sancțiile. Băi,